În această dimineață, în municipiul Drobeta-Turnu Severin a avut loc Crosul de Toamnă. La această competiție au participat sute de elevi, atât din municipiu, cât și din întreg județul Mehedinți. Plecăm acum cu fetele, după mine, de clasele a 5-a și a 6-a. După mine! Astăzi, 3 noiembrie, în pădurea Crihala din Drobeta-Turnu Severin s-a desfășurat Crosul Toamnei, competiție organizată pe niveluri de învățământ, primar, gimnazial și liceal, mediul urban și rural pentru județul Mehedinți. Chiar dacă este foarte cald afară, acest cros al nostru nu este crosul de vară, este crosul de toamnă. Este o activitate organizată de Direcția Județeană pentru Sport, în colaborare și cu sprijinul primăriei Drobeta-Turnu Severin. La acest cros participă școlile gimnaziale și liceele din Drobeta-Turnu Severin și din județ. Aproximativ 500 de elevi sunt prezenți astăzi. Se va organiza crosul pe categorii de vârstă, clasele 5-6, fete-băieți, 7-8, fete-băieți, 9-12, fete-băieți. Premiile sunt acordate de către direcție la clasele 5-8, primele 10 locuri, diplome și tricouri, și clasele 9-12, primele 5 locuri vor fi premiate, de asemenea, cu tricouri și cu diplome. Deci se pare că astăzi, spre surpriza mea plăcută, un număr foarte mare de elevi au, împreună cu profesorii dumnealor, participat astăzi la acest cros. Este un lucru îmbucurător. Probabil vor să se pregătească pentru intrarea în iarnă și, de asemenea, mulțumim tuturor și inspectoratului școlar, domnului inspector pe activități sportive pe specialitate, domnul Rapcea, și domnului inspector Tomaescu. Organizatorii acestei competiții au fost Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți, în strânsă colaborare cu Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Inspectoratul Școlar Mehedinți, dar și cu profesorii implicați în organizare. Inspectoratul Școlar, împreună cu Direcția Județeană de Sport și Tineret, organizează Crosul de Toamnă. Este ultima competiție de acest gen în această toamnă. După cum vedeți și dumneavoastră, participă un număr foarte mare de elevi de la toate școlile din municipiu și județ. Toate sunt reprezentate. Este o competiție pe care copiii o așteaptă cu mult drag și sunt dorniți să participe la activitatea fizică în principal și ținând cont că și vremea a ținut cu noi, avem o participare foarte numeroasă în această dată. Le doresc mult succes participanților să participe așa în număr foarte mare la fiecare competiție și să ne revedem cu bine la următoarele competiții din calendarul Olimpiadei Sportului Școlar. Sute de elevi de la școlile din județul Mehedinți au răspuns prezent la această competiție și câțiva au reușit să se claseze pe primele locuri la categoria în care s-au încadrat. Premiile pe care elevii le-au primit au constat în tricouri și diplome oferite de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți. Cum a fost competiția? Bine, foarte bine. Te-ai antrenat mult? Da. Să ne spui cât timp înainte te-ai antrenat, cum a fost antrenamentul? Foarte bine a fost. Ești mulțumită de tine că ai luat primul loc? Da. Câți ani ai? 12. Cum a fost competiția? Ești la putere? Foarte frumos. Mai poți? Ai obosit? Da. Să ne spui câți ani ai și cât de pasionat ești de sport, dacă astăzi ai alergat la clasă. 11. 11. Și îți place sportul? Da. Alergi de obicei? Ce activități sportive faci de obicei? Alergare. A fost foarte fain, foarte obositor și ca atât. Locul? Întâi. Bravo. De cât timp faci sport și cu cât timp înainte te-ai antrenat? Nu m-am antrenat cu mult și sportul fac de aproximativ 2 ani. Ce faci? Fotbal. Cum a fost competiția? Foarte frumoasă. Ai obosit, văd, ești obosit? Da. Să ne spui pe ce loc ai ajuns? Pe locul 2. Cât timp te-ai pregătit înainte pentru competiție? M-am pregătit ceva. Faci sport de obicei? Da, fotbal. Și cum e? Bine. Crezi că sportul e important pentru tine ca și tânăr mai ales? Foarte important.
De la cei mai mici până la cei mai mari, o mulțime de tineri dornici de a face mișcare au participat la Crossul Toamnei. Această competiție are ca scop principal integrarea sportului în rândul tinerilor de toate vârstele, pentru ca aceștia să aibă un stil de viață cât mai sănătos.